Ploiește după ce un urs a ajuns pe străzile orașului. Autoritățile de acolo au emis o avertizare ro-alert și au încercat să prindă animalul sălbatic toată noaptea. Și ăia erau pe lângă mașină. Echipajele de intervenție nu au reușit însă să prindă animalul. Acesta a fugit și acum este de negăsit. Cristi Georgescu în acest moment în direct cu mai multe informații. Cristi, te ascultăm. Bun găsit tuturor, într-adevăr a fost o noapte albă pentru autoritățile din Ploiești, asta după ce un urs a fost văzut inițial pe strada Găgeni din municipiu. Imediat s-au constituit echipe mixte de jandarmi, polițiști, polițiști locali, dar și reprezentanții ai ISU Prahova, care au plecat în căutarea acestuia. Trebuie să știți faptul că au fost extrem de multe persoane ce au postat în spațiul public fotografii, dar și filmări cu acesta în diferite zone, bineînțeles cu preponderență la ieșirea din municipiu în zona de nord. E bine, au venit reprezentanții Asociației Vânătorilor în sprijin, dar și reprezentanții Parcului Memorial Constantin Năstere, ca în caz de necesitate să intervină, dar sălbăticiunea nu s-a lăsat prinsă. La un moment dat, ultima oară a fost văzută în dreptul unei rafinării din zona de nord a orașului, iar de atunci mai multe echipaje ale jandarmeriei și poliției stau în zona respectivă pentru a preîntâmpina orice eveniment. Trebuie să știți că a fost emis un mesaj ro-alert pentru a anunța populația despre acest pericol. Foarte multe mesaje spuneam în spațiul public, unele dintre ele contrare, având în vedere faptul că oamenii nu se așteptau să vadă pentru a doua oară de altfel prezența unei sălbăticiuni. S-a mai întâmplat, dar acesta a reușit să revină din zona de unde a fost găsit și nu a avut loc o intervenție ca aceasta. Spuneau reprezentanții municipalității că vor fi în continuare plasate echipe mixte în mai multe zone ale orașului pentru a interveni în caz de nevoie.